Bine v-am găsit la cheia zilei, sunt Neil Schnecker. Avem o nouă ediție de război în a 140-a zi de lupte în Ucraina, în care vom analiza principalele știri și imagini ale zilei. Sunt bătăi și la curtea de apel și cu polițiștii. Am detalii atât de la încăierarea din fața instanței, unde se iau oamenii de gât la propriu, dar vă prezint și filmul complet al încăierării cu polițiștii de la Târgoviște. Vă spun care sunt înregistrările ridicate de procuratură, în care se vede și bătaia cu sicriul. Analizăm apoi noile ricoșee în România după ce dolarul a depășit euro. Vom analiza resetarea impusă de forța dolarului în toată Europa. Vă explic ce se întâmplă cu depozitele voastre în bănci și care sunt noile dobânzi la credite care vă așteaptă. Am și informații despre rapoartele de coșmar privind inflația la noi. Îl veți auzi pe vicepremierul României, care spune, citez, va urma cea mai grea iarnă. Am încheiat citatul. Colega mea, Andreea Chețulescu, i-a prins. Este o investigație devastatoare. Vă spun unde a dispărut contribuția populației la sistemul de pensii. Veți vedea batjocuri a contribuțiilor după o viață de muncă. Profesorul Mircea Coșa dezvăluie ce vom avea de îndurat și care este blocajul în guvern din cauza pensiilor. Vă aduc deciziile zilei și vă spun când se plătesc suplimentele la pensii, dar și ce pensii mai cresc. Iar premierul Ungariei vine în România, vă arăt noile manevre și vă spun ce face liderul maghiar în Ardeal, încurajat de Putin. Și vorbind de Putin, vă prezint modul în care acesta lovește în Bulgaria și ce pregătește în aceste momente. Vă arăt victoriile liderului de la Kremlin și disperarea liderilor occidentali. Am și informații de ultimă oră cu privire la o nouă alertă meteo. Veți vedea cum cupola de foc ajunge la noi. Vă arăt cum fierbințeala care topește Europa năvălește în România. Urmează un număr record de zile în care vom îndura peste 40 de grade. Iar la final vă dau detalii despre valul de cutremure din Vrancea și vă explic care este riscul seismic. Toate acestea într-o ediție încă de război a cheii zilei, care începe chiar acum. Ei bine, sunt imagini, pumn și picioare în fața curții de apel București, protagoniștii, rezistul Marian Ceaușescu și inculpații din dosarul fostului primar de la Pitești, Tudor Pendiuc, nu mai știam primului nume, Tudor Pendiuc, fostul polițist judiciarist, cel care i-a vândut pontul lui Pendiuc când s-a făcut percheziția, a încercat să-i despartă. Priviți imaginile. Aici a tata lui, un alt borfaș procuror. Bă, du-te, bă! Hai, dați în mine, mă! Dai mine, mă, borfașule! Măie borfașilor! Măie corupților! Măie scrocilor! Băie borfașule, băie scrocule, bă, dă bă banii înapoi, băi, care ia eu? Băi, nu mai da, te rog frumos. Furat, bă, cine mă? El, dă mă banii înapoi, mă, măie borfașule, măie borfașule, băie scrocule, băie scrocule, bă, băie scrocule, dă mă banii înapoi, mă, borfașilor, mă, furați bani, mă, borfașilor. Ți-ai dracu de borfași, excrocule, dă-mă banii înapoi. Ia uitați aici, excroci. Uitați-vă cum îi duce! Zici că e criminal! Da, mă, da! Uitați-vă! Uitați-vă! Ce-a făcut treaba de ce e criminal? N-a făcut nimic, că e criminal! Nu se poate așa ceva! Mă, criminal! Thank you.
Da, pe 7 iulie a avut loc o tragedie la Târgoviște. O fetiță de doar 13 ani a fost pulberată pe trecerea de pieton. Ei bine, la înmormântarea acesteia a ieșit cu bătaie cu poliția, respectiv șeful poliției și încă niște polițiști au mâncat bătaie de la cei care erau în cortegiu. S-a făcut anchetă sau se face în momentul de față anchetă în acest caz. Colega mea, Roxana Ciucă, urmărește ceea ce se întâmplă la Târgoviște. Bun găsit, Roxana. Ce se întâmplă acolo? Bine te-am regăsit și eu, Nils. Bună ziua din nou, doamnelor, domnilor. L-am oprit aici lângă mine pe Neadan, e cu roaba. Vă cu zâmbetul pe buze, Neadane. Acolo, la căsuța din fața noastră, stă Vicențiu, băiatul ăsta de 22 de ani. Ce ne poți spune, mata, de tânărul ăsta? Băiat care nici nu mă așteptam la așa ceva. E o mare, cum să zic eu, surpriză, văzându-l, adică auzind ce a făcut. Deci Matal cunoști de când era mititel și s-a jucat pe la poartă. Da, un copil cu minte, respectos, n-am avut probleme sau eu știu să creeze. Cu ce se ocupa? Unde lucra? Eu a lucrat, am înțeles că a fost asta, bodyguard sau ceva la fază și în ultimul timp am înțeles că lucrase în Germania. Da, mai locuiește aici? Că vedem că e multă poliție, sunt jandarmi, părinții mai sunt aici. Nu i-am văzut, nu i-am mai văzut. Dar de când s-a întâmplat nenorocirea, ați mai văzut ceva mișcare pe mamă, pe tată, ați mai văzut pe aici? Odată i-am văzut și după aia nu i-am mai văzut, nu știu ce. Și pe el, pe tânăr, pe băiatul ăsta, pe Vicențiu, când l-ați văzut ultima oară? Vă saluta, era respectuos? Da, când a venit din Germania. Acum cât timp? Păi, cred că sunt vreo 2 săptămâni. Mm-hmm. Mulțumesc, Neadan, mulțumesc tare frumos. Pentru, v-am spus, e o surpriză chestia asta, dar pedala de accelerație și frână le avea el. Asta nu mai știu ce s-a întâmplat acolo. Da, mulțumesc tare frumos că zicea și Neadan de pedală și de accelerație și de frână. Stimați-le spectatori, a rămas fără permis de conducere Vicențiu, însă acesta trebuie să știți că e cercetat pentru moment în stare de libertate pentru ucidere din culpă, însă Nils, doamnelor, domnilor, riscă să-și petreacă an grei în spatele gratiilor. Adi Țigănilă, hai un pic, casa din spatele meu este locuința în care s-a născut Vicențiu. Acum este păzită de polițiști, de jandarmi, stimați-le spectatori, 24 de ore din 24. Vă întrebați probabil de ce. Păi vă explic imediat. Pentru că sunt informații venite în rândul anchetatorilor cum că ar dori ca familia copiilor de 13 ani ar dori răzbunare, să vină și să pună foc acelei locuințe. Acesta este motivul pentru care forțele de ordine sunt la fața locului. Nils? În zona economică avem o situație inedită. Dolarul a ajuns la paritate cu euro. Nu s-a mai întâmplat acest lucru în mai mult de 20 de ani. Este o situație dificilă pentru că acest lucru creează niște probleme atât în Europa, cât și în Statele Unite, cât de altminteri în întreaga lume. Vă explic imediat de ce, dar Bianca Ogacă ne arată mai întâi cum s-a ajuns la acest moment. Bun găsit, Bianca, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Este cutremur pe piața valutară. Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, dolarul a ajuns la același nivel cu euro, iar potrivit estimărilor, în perioada următoare, dolarul ar putea depăși euro. Iar în acest context, previziunile specialiștilor economici sunt sumbre. Susțin că odată cu majorarea dolarului vor continua să crească dobânzile, de asemenea vor continua să crească și creditele, însă odată, iată, cu creșterea dolarului, ar putea crește profitul agricultorilor. Însă, atenție, pentru că discutăm aici de un preț mai mare la grâu și porumb în perioada următoare, ceea ce înseamnă că românii se vor confrunta cu noi scumpiri la alimente, mai ales dacă ne uităm și pe ultimele date de la INS, care arată, de exemplu, că pâinea a fost mai scumpă cu 23% față de aceeași perioadă anului trecut. Da, mulțumesc foarte mult, Bianca. Alături de noi, jurnalistul Elena Cristian de la DC Business și profesorul Mircea Coșa. Bun găsit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație, domnul Șmecher.
Domn profesor, aș vrea să încep cu dumneavoastră. Dolarul, în principiu, noi suntem legați de euro. Ceea ce s-ar întâmpla în mod normal ar fi că cei care sunt legați de euro ar putea să exporte mai mult și mai bine, iar cei care importă, respectiv americanii, să aibă probleme cu o monedă mai puternică. Pe de altă parte, majoritatea produselor primare, petrol, grâu, orez și așa mai departe, toate comoditățile sunt denominalizate în dolari, ceea ce ar însemna că în lei va crește prețul. Da, este o situație care arată și altceva. Nu neapărat, sigur, e important creșterea dolarului, dar e important căderea euro. Asta arată în ce situație economică, a spune eu, foarte fragilă se află Europa. Și normal să fie așa, n-a rezolvat problema gazului, are probleme în continuare cu măsurile pe care trebuie să le ia, se pregătește pentru restricții foarte serioase în timpul iernii. Deci, evident, Europa are mari probleme, ceea ce face ca moneda ei să sufere. Din punctul nostru de vedere, însă, lucrurile sunt puțin mai complicate. Până la Europa, cămașa e mai aproape de noi. Noi importăm, așa cum spunea și dumneavoastră, petrol în dolari, mai importăm și alte materii prime în dolari. Toate produsele care vin și importăm destul din Asia de Sud-Est, Pacific, vin în dolari. Deci importurile ne vor costa mai mult și, bineînțeles, prețurile la raft vor crește. E greu ca să spun acum dacă asta e o tendință care va fi permanentă sau dacă este o tendință de ciclu. Dar oricum, pe o perioadă care eu estimez de cel puțin 45 până la 90 de zile, trendul nu se va schimba. Deci vom asista la anumite schimbări de orientare pe planul comerțului internațional. Nu știu în ce măsură scăderea euro va favoriza exporturile noastre când noi facem export în euro, mai ales în domeniul auto, dar ultimele date statistici arată că industria noastră a scăzut în luna mai destul de mult ca urmare a pierderii de comenzi din Occident, tocmai în domeniul acesta. Deci putem să avem un beneficiu prin euro, dar nu avem pentru că nu exportăm. Deci, dar iată că vicepremierul Guvernului României, Kelemen Hunor, ne spune că urmează, de fapt, o iarnă ce n-am văzut în ultimii 60 de ani. Ascultați-l chiar pe Kelemen Hunor. Va fi o iarnă grea, poate cea mai grea iarnă din ultimii 40, 50, 60 de ani chiar pentru toată Europa, din păcate. Noi putem asigura cam 80% din necesitățile României pe piața gazelor naturale, dar în jur de 2 miliarde de metri cub trebuie să cumpărăm și noi de pe piață și dacă nu cumpărăm, atunci sigur avem o altă problemă. Ne așteaptă, din păcate, o iarnă grea, cu inflație, cu inflația datorită războiului și nu numai, dar acum simțim inflația cauzată de război, simțim o altă problemă care a apărut în perioada COVID-ului și amplificat de război, lanțurile logistice s-au rupt și se rup în continuare, sancțiunile, în primul rând, vom plăti noi, cei din Uniunea Europeană, sancțiunile împotriva Rusiei. Trebuie să spunem franc, prețul în această iarnă vom plăti cu toții, din păcate. Și nu se prevăd în acest moment, nu există niciun semn că se apropie de sfârșitul războiului. Elena Cristian este singurul politician pe care l-am auzit că spune că ne așteaptă prăpădul, pentru că toți ceilalți ne liniștesc și ne spun avem gaze, avem de mâncare, cum ar zice portughezul, tot o bem. Da, suntem de acord, cu toții suntem de acord, mai ales noi cei care lucrăm pe zona asta economică, suntem de acord cu domnul vicepremier. Diferența este că dânsul este la guvernare și noi nu. Și că din această zonă a guvernării ar trebui să vină soluțiile. Sigur că este singurul, așa cum bine ai punctat, care recunoaște situația în care ne aflăm, însă pe de altă parte trebuie soluții imediate. Suntem aproape de 1 august, nu avem necesarul de gaze pentru iarna ce vine, depozitele sunt goale, nu sunt negociate contracte pentru... Păi iarna, Nicolae Ciucă, că suntem peste Europa, suntem la 47% față de 46% cât cerea Europa. Așa, și ce facem mai departe cu restul?
că de la 46 până la 100% e o distanță mare. Urmează să fie. Fără nicio problemă. În finalul în 4 ani și jumătate. Așa ne-a spus. Nu știu, ceva îmi spune că nu-l crezi. Sigur, este o declarație politică și îmi doresc să fie bine. Realitatea arată că se lucrează pe un scenariu la Ministerul Energiei, scenariu în care se vor închide anumite capacități de producție la iarnă, ceea ce pentru noi care avem o industrie fragilă înseamnă și mai rău decât se poate, mai rău de atât, să închizi și ceea ce merge într-o economie dependentă de importuri, cum bine punctat domnul profesor Coșea, de importuri de toate felurile, în euro, în dolar, în toate cele, înseamnă și mai rău de în alte țări. Eu cred că se impun măsuri imediate. Din păcate, măsurile imediate pentru actualul guvern înseamnă majorări de impozite și taxe, eliminare de facilități și cam atât. Păi și dacă nu văd pericolul, ci toată lumea zice că e bine, nici nu mai aștept să văd vreo măsură, cu toate că toate celelalte țări europene muncesc din greu la aceste măsuri. Breaking news! Colega mea, Andreea Crețulescu, i-a prins. Noi povestim aici la cheia zilei de foarte mult timp, apropo de pilonul 2 de pensii și de faptul că acesta, de fapt, suge, la propriu, suge din banul care ar trebui să fie în pensia de stat, respectiv în pilonul 1. Iată ce a descoperit Andreea Crețulescu. Ca să înțelegeți de ce unii presupun și în zona politică, dar și în zona mass media, că s-ar putea să asistăm la cel mai mare sau unul dintre cele mai mari tunuri pe banii dumneavoastră din această țară. În fondul pilonul 2 de pensii s-au strâns și aici, atenție, contribuția este obligatorie, adică omul nu o face așa că vrea, statul te obligă, s-au strâns 80 de miliarde de lei, doamnelor și domnilor, colosal ca sumă și de asemenea șocul care a venit în această primăvară, am avut o scădere, deși noi contribuiam și contribuim în lună de lună, repet, contribuția este obligatorie, o scădere a ceea ce avem în acele depozite în medie cu 6.4%. Explicații mai deloc. Da, și ne întoarcem la colega mea Bianca Ogacă, pentru că Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării se opun măsurilor propuse de către Ministrul Muncii, domnul Budăi, cu privire la reforma pensiilor speciale. Bianca, este unul dintre subiectele cele mai spinoase în domeniul pensiilor. Ce cei de la Interne și Apărare? Bun găsit! Nu știm până în momentul de față dacă în perioada următoare pensiile se vor majora sau nu. Cert este un lucru, acel ajutor în valoare de 700 de lei pentru românii vulnerabili, pentru pensionarii ce au un venit lunar de până în 2000 de lei, a început deja să fie acordat. Însă, între timp, discutăm despre un scandal amplu în guvern și asta din cauza faptului că reprezentanții Ministerului de Interne, dar și reprezentanții Ministerului Apărării susțin că nu sunt de acord cu noua reformă a pensiilor, nu vor sub nicio formă ca pensiile lor militare să fie incluse în această reformă, întrucât susțin, iată, reprezentanții MEI, dar și reprezentanții MEAPN, că în acest fel pensiile lor militare vor fi înjumătățite. În plus, o altă veste proastă pentru aceștia, dacă putem spune așa, Ministrul Muncii a trimis deja către guvern o notă prin care practic ar trebui, iată, să se implifice această măsură și anume de reformă a pensiilor, mai exact pensiile militare și cele speciale să fie incluse în această reformă și că tot vorbim de pensiile speciale, iată, ministrul de finanțe trebuie să vină săptămâna viitoare cu un proiect de lege care prevede supraimpozitarea pensiilor speciale cu 50%. Da, domn profesor, pe de o parte, pilonul 2, aici la cheia zilei l-am numit de foarte multe ori ca fiind o căpușă, această struțocămilă în care mă obligă să dau banii unor firme private, banii care ar trebui să facă parte din pilonul 1. Pe de altă parte, chestia asta cu reforma pensiilor speciale o aud de foarte mulți ani, m-am plictisit de când o aud. Bine că vorbim acum de cele militare care de fapt nu fac parte din cele speciale. Exact.
Vedeți, aici sunt două lucruri care ar vrea să le spun. Pilonul 2 e necesar, mai ales că pilonul 1 nu știm ce valabilitate va mai avea în 10 sau 20 de ani. Principala problemă care s-a dovedit atunci când el a fost inventat în America de Sud a fost credibilitatea populației în acest pilon. Dacă nu ai credibilitate, lucrurile nu merg bine, iar la noi nu merg bine deloc, pentru că această fraudă care s-a întâmplat va distruge orice urmă de credibilitate. Deci e un eșec care vom plăti în timp. A doua problemă, pensiile speciale. Asta e o problemă care apare din când în când ca să umplem timpul, să mai consumăm niște hârtie, să mai discutăm prin guvern, nu se va întâmpla nimic. Și aici este o greșeală politică, după părerea mea. Când ești în război, când te pregătești pentru război, e vizibil lucrul ăsta, să pregătești legi pentru populație, pentru diaspora, să intre sub arme și așa mai departe, ataci tocmai această categorie. Militarii și internele. Păi nu se poate așa ceva. Măcar în această perioadă trebuie ca să-i lași în pace, dacă nu poți să le mărești veniturile, dar măcar să-i lași în pace, să nu-i demotivezi într-o perioadă în care e atât de nevoie de această forță pe care o pregătim. Doamne ferește, să o folosim, și ca să nu încetinești efortul de recrutare, că dacă omul vrea să fie recrutat, și știe ce l-așteaptă, numai nenorociri, exact, numai bine. Elena Cristian, ideea aceasta totuși a pilonului 2, vreau să insist puțin pe ea, pentru că mie mi se pare, cum zicea și Andreea, japul secolului. Adică, în alte cuvinte, făcuse Andreea un calcul la un moment dat, dacă ar fi să folosești pilonul 2 când ajungi la 65 de ani, primești 10 euro. Da, deci trebuie să facem clar distinția din punctul meu de vedere și aici sunt de acord cu domnul profesor Coșa între necesitatea pilonului 2 și modul în care este administrat acest pilon 2, comisioanele pe care le primesc cele 7 fonduri de administrare, comisioane foarte mari, extrem de mari pentru activitatea lor și pentru numărul de angajați și pentru tot ceea ce prestează, legislația și îngrădirea unor investiții în acest sens, faptul că 60% dintre investițiile la dintre investiții merg spre titluri de stat, dar nu doar în România, nu se limitează, și de aici toată această legislație care duce la o pierdere uriașă pentru anul în curs, 6,5 cred pe primele 5 luni, nu numai că nu există un randament care să acopere rata inflației, dar s-a și pierdut 6% din banii care existau la începutul anului. Activele au ajuns la aproape 90 de miliarde de lei, o sumă uriașă, și din punctul meu de vedere, după această fraudă foarte mare, fraudă care s-a întins pe parcursul a 3 ani, când doi oameni n-au fost monitorizați, când nu s-a știut, că nicio instituție a statului român, nicio instituție n-a știut că se fură bani de acolo cu sacoșa, cum s-ar spune. Deci, acum se impune schimbarea legislației, schimbarea de viziune în privința acestui pilon 2. Eu nu cred că ar trebui desființat. Cred că într-o Românie în care pensiile se indexează sau se majorează, sunt de acord. Când sunt vor de acord guvernanții... Te rog. Da. Nu sunt de acord nici cu tine, nici cu domn profesor. Eu cred că pilonul 2 trebuie desființat, pentru că dacă este să am pensii private, atunci trebuie să am eu alegerea să depun. Restul este obligația statului. N-are decât statul să facă contract și să-și facă ce vrea el cu investițiile, dar nu să depun, nu să sugă din pilonul 1. Părerea mea. Daniel, dar să-mi dea pensie după cât contribui. Să schimbe modul. Să-mi dea pensie după cât contribui. Da. Sunt de acord cu tine. Da. Breaking news. Premierul Ungariei vine săptămâna viitoare în România. Este vorba de o vizită privată. Din nou, privată. Știm, ne-am obișnuit deja cu aceste vizite private. Vine la Băile Tușnat, acolo unde este școala de vară, și unde se va vedea cu Kelemen Unor. Kelemen Unor, de data aceasta, nu este doar președintele UDMR-ului, ci este vicepremierul guvernului. Vizita în sine însă trebuie pusă în contextul în care Victor Orban este totuși un prieten, și pun ghilimele de rigoare, a lui Vladimir Putin în România. Marina Cioacă știe care sunt adevăratele interese în spatele acestei vizite. Bun găsit, Marina, te ascultăm.
Bine te-am găsit, Nils, bun găsit tuturor. Ei bine, săptămâna viitoare trebuie să vină Victor Orban în această vizită privată, cum spuneai și tu, neoficială, pentru că așa ne-a obișnuit atât el, dar am văzut că și președintele Ungariei, noua președintă, a venit în România și s-a lăsat cu scandal. Nu știm de această dată se va lăsa cu scandal, însă rămâne doar să ne gândim care sunt până la urmă interesele pentru care ar veni Victor Orban în această perioadă complicată în țara noastră. Știm că în acest moment relația lui cu Occidentul este una extrem de proastă. A fost dat afară practic de la cele mai importante negocieri, însă stă foarte bine în cazul acestei prietenii pe care o are cu Vladimir Putin. Și bineînțeles că ne întrebăm și noi acum de ce vine în țara noastră în condițiile în care știm că de mai mult timp Ungaria are o politică prin care încurajează cetățenii din această țară să cumpere cât mai mult pământ în România. Chiar guvernul investește, le dă bani pentru a putea să cumpere pământ în Transilvania. Rămâne de văzut totuși, Nils, cum va decurge această vizită a lui Victor Orban și dacă se va lăsa sau nu scandal. Mulțumesc foarte mult, Marina, alături de noi colonelul rezervă Ion Petrescu. Bun găsit, domnule colonel. Eu aș vrea să pun această vizită a lui Orban în contextul războiului, pentru că știm foarte bine că există o relație, și am folosit cuvântul prietenie așa în sens eufemistic, dar totuși e o relație apropiată cu Vladimir Putin. Știm că România este un vârf de lance în ceea ce privește susținerea Ucrainei în lupta împotriva cotropitorului rus. Cum putem citi acest lucru? Și se întâlnește cu, atenție, cu Kelemen Unor, care, cum spuneam, este vicepremierul guvernului. Da, interesante întrebările dumneavoastră. În primul rând că România este un stat democrat, cu autorități tolerante, care înțeleg contextul electoral continuu al premierului de la Budapesta. Sigur, e foarte bine că vine să respire aerul Transilvaniei. Trăim într-o Europa unită, civilizată, democrată. Opțiunii dânsului de politică externă sunt opțiuni pe care le judecă alegătorii din țara vecină. În ce privește determinările de la Madrid ale reuniunii NATO, lucrurile sunt clare. Adică pe teritoriul Ungariei, ca și pe teritoriul României, au luat ființe grupuri de luptă. Inițial, de tăria unui batalion multinațional, urmează să fie ridicate la nivel de brigadă multinațională și acestea vor fi sub comandă NATO. În același timp, chiar dacă există, sigur, niște conexiuni între oficial de la Budapesta și oficial de la Moscova, poziția NATO este clară. Sunt 300.000 de militari prevăzut să fie în subordinea comandamentului multinațional de la Mons, unde se află un nou comandant suprem, este vorba de general american Cavoli, care are în subordine, pentru cei care nu știu, în caz de nevoie, 3,2 milioane de militari aliați. Deci relația cu NATO, Federația Rusă trebuie să fie prudentă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule colonel. Elena Cristian, nu pot totuși să trec peste faptul că, repet, Kelemen Hunor, vicepremierul guvernului României, se vede cu Orban în această vizită privată. Da, și ai dreptate. Să ne amintim la precedenta vizită privată, la doar câteva zile după alegerile din Ungaria, președintele acestei țări a venit tot într-o vizită privată și s-a întâlnit tot cu oficiali din guvernul României și n-au fost date niciun fel de explicații. Atunci când faci parte din guvernul României, vizitele private ar trebui să fie destul de puține. Ar trebui măcar să poți să explici public de ce este nevoie de această vizită privată, care sunt temele de discuție și de ce se întâmplă așa ceva. Pentru că altfel se ridică semne de întrebare și dai, frâu liber speculațiilor de tot felul. Da, și atunci se face mult mai mult rău. Din punctul meu de vedere, vreau să spun și eu ceva în legătură cu asta. Vă rog, 10 secunde. Ce se întâmplă? Sunt total de acord cu ce spune domnul colonel. Este un om pe care îl apreciez extraordinar pentru eleganța gândirii domnului sale. Așa este, tot ce spune.
Problema este alta. Populația României a început să fie deranjată de aceste chestiuni. Deranjată în sensul că nu există nicio reacție. Deranjată de faptul că ministrul sporturilor face ce face, că ministrul mediului face ce face, toate lucrurile astea trebuie să aibă un răspuns din partea guvernului României. Trebuie să fie o reacție. Tocmai asta mă așteptam și eu să văd un răspuns. De externe, numai o secundă. Ministerul de Externe ne dă comunicate zilnice aproape dacă plouă sau dacă nu plouă în Grecia. E, vreau ca ministrul de externe, ministrul guvernului meu, românesc, să facă o conferință de presă și să explice foarte clar care e poziția guvernului României în legătură cu aceste vizite. Într-adevăr, noi... da. Mulțumesc foarte mult, doamne și domnilor. Facem o scurtă pauză, revenim în doar câteva momente cu noi informații despre riscul seismic după cutremurul puternic din zona Vrancea. Gheorghe Mărmureanu intervine și vă prezentăm și informații cu prăpădul făcut de secetă, pădurile cuprinse de flăcări. Meteorologul Florentina Georgescu vine alături de noi. Cât ne va afecta cupola de foc ajunsă peste România, ne va spune unde vor fi temperature simțite de peste 40 de grade la umblă. Totul, nu plecați nicăieri! Europa se topește de căldură, este o cupolă întreagă de temperaturi mari peste tot în Europa, incendii foarte mari de vegetație care pornesc de la această căldură, unele amenințând chiar case. Alături de noi meteorologul Florinela Georgescu. Bun găsit, doamna Georgescu. În România închipui că nu scăpăm de căldură nici aici, pentru că tot acest val la un moment dat ne lovește și pe noi. Bună ziua! Întâi să spunem că deocamdată am avut niște temperaturi agreabile, chiar sub normă pe partea de nord a Moldovei, unde a plouat astăzi, însă, într-adevăr, mâine și poimâine temperaturi în creștere, care însă se vor opri la 35-36 de grade pe partea de vest și de sud a țării, aceste valori cele mai ridicate. Suntem la marginea valului de căldură care afectează mai ales Europa de vest în extindere spre Europa centrală și de aceea ne așteptăm la variații în regimul de temperatură. Vă spuneam, mâine, poimâine mai cald, apoi în weekend o ușoară scădere a temperaturilor, probabil se vor opri pe la 32-33 de grade și vor fi din nou în creștere săptămâna viitoare, mai ales de marți încolo, urmând ca temperaturile cele mai ridicate să le registrăm probabil joi și vineri, săptămâna viitoare, repet. Ceea ce înseamnă că vegetația fiind uscată și la noi pot avea loc incendii. Pe de altă parte, da, dacă vorbiți de variații de temperatură, mă închipui că putem avea și fenomene violente. Deci problema cea mai mare în această perioadă reprezintă lipsa precipitațiilor consistente. Tot ce așteptăm în zilele viitoare sunt averse slabe, care în niciun caz nu vor recupera deficitul de apă din sol, din râuri, din lacuri. Și această problemă a lipsei de precipitații este până la urmă cea mai gravă pentru mare parte a Europei, cum spuneați, pentru că presiunea atmosferică este relativ ridicată, deci nu încurajează ploile. Marea Mediterană, la rândul ei, nu are acei cicloni aducători de ploi importante, deci, repet, aceasta este problema care este de actualitate și pentru țara noastră și foarte posibil ca episodul acesta destul de lung cu lipsă de ploi importante să continue. Ceea ce înseamnă că ne pregătim de incendii, din păcate. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Georgescu. Ei bine, pe lângă aceste probleme de incendii, am mai avut și cutremur în România. Institutul pentru Fizica Pământului anunță că un seism de magnitudine de 3,6 grade pe scara Richter a avut loc în zona seismică Vrancea. Iată ce s-a întâmplat.
Un cutremur cu magnitudine de 3,6 grade s-a produs în zona seismică Vrancea, mai exact în județul Buzău. Seismul s-a produs la ora 12:04 la o adâncime de 20 de kilometri. Cei de la INFP anunță că seismul s-a resimțit în mai multe orașe precum Galați, Brăila, Brașov, Ploiești, dar și în București. Seismologul Gheorghe Mărmureanu susține că acesta a fost un cutremur mic de suprafață, însă vorbește și despre marele cutremur care s-ar putea produce în următoarele decenii. Vrancea este activă, la fel încă Munța e activă, cutremurii mai de suprafață sau mai adânci. Acest cutremur este un fel de descărcare. Cutremurile vrâncene sunt periculoase cu magnitudine peste 7,2. Un cutremur mare poate fi după 2040, cel puțin la punctul meu de vedere. Numai asta ne-ar mai lipsi, un cutremur care să ne zguduie rău de tot, că în rest le avem pe toate. Noi ne revedem mâine la ora 17, la cheia zilei. Până atunci însă festivalul știrilor continuă. Cutremurul de știri, că tot vorbim de cutremuri, este adus de Marius Niță. Astăzi, bun găsit, Marius, cu ce ne scuturi? Bună ziua, imediat vă aștept la principalul jurnal al zilei. Val de arestări după violențele cu polițiștii snopiți, fază permanentă cu mascații pentru șeful poliției atacat în stradă. Polițiștilor le-au sărit caschetele în încăierare. Ministrul de interne a trimis controlul. Moarte suspectă în zona de lux a capitalei, un bărbat a fost găsit mort după ce a plecat de la terasa fiului său. Venim și cu demascarea manipulării COVID ce a aflat ministrul Rafila, iar fermierii cer declararea stării de calamitate din cauza secetei extreme. Avem anunțul ministrului Agriculturii despre măsurile de urgență. Imagini apocaliptice, tornade de foc, oameni evacuați urgent, cât ne va afecta cupola de foc cu temperaturi de 40 de grade. Vedeți imagini și de la Revolta pentru bani. Vă aștept și cu restul știrilor în doar câteva momente.